Horoscop și ne auzim după. Bună dimineața, este luni, este început de săptămână, să vedem ce ne prezic astăzi astrele. Berbec, ziua îți aduce în atenție relațiile parteneriale. Este nevoie să restabilești ordinea și disciplina. Unele se pot finaliza, însă cele care mai rămân active în viața ta vor avea nevoie de îmbunătățiri. Controlează-te și nu acționa la primul impuls. Taur, la serviciu este multă forfotă. Ești tentat să acționezi contra tuturor pe motivul că numai tu faci lucrurile cel mai bine. Pe de altă parte, agitația din sfera muncii îți poate crea neplăceri serioase și la capitolul sănătate. Gemeni, relațiile sentimentale, dar și cele de prietenie se vor întări. Deocamdată, detașează-te de toată lumea și observă atent ce se petrece. Bine ar fi să te ocupi mai mult de tine. Un hobby sau o activitate sportivă în aer liber ți-ar aduce mari beneficii. Rac, acasă se conturează schimbări importante. Totuși, evită discuțiile importante, deciziile sau semnarea documentelor care te implică pe termen lung. După amiază, fă-ți planuri noi în toate sectoarele vieții tale. Leu, relațiile cu anturajul apropiat se vor modifica. Te vei îndepărta definitiv de unii prieteni sau de unele rude, însă ai putea să te orientezi către alte persoane pe care să ți le apropii pe termen lung. Fii prudent în gânduri și în fapte. Fecioară, este posibil să primești bani, bunuri sau favoruri de la serviciu. Pe de altă parte, însă, veștile legate de salarizare anunță o perioadă grea. Recomandabil este să cheltuiești strictul necesar. Balanță. Relațiile cu ceilalți sunt tensionate. Ar fi bine să îți controlezi stările, deoarece emotivitatea este la cote mari. Odihnește-te, plimbă-te mai mult în aer liber și lasă-i pe alții în pace. Scorpion, ai nevoie de singurătate, odihnă și câțiva oameni veseli în preajmă. La serviciu sunt conflicte, de aceea fii atent la tot ce se întâmplă. Sănătatea este vulnerabilă, așa că ai grijă la alimentație și relaxează-te cât mai mult. Săgetător, este o zi în care apar multe provocări din partea prietenilor. Este posibilă reluarea unor discuții pe temă mai vechi. Recomandabil este să vorbești puțin și să nu îți divulgi planurile de viitor. Capricorn, la serviciu se anunță zarvă mare. Fii prudent, deoarece sunt posibile neplăceri pe termen lung. Ar fi bine să te reorientezi în privința carierei, poate chiar să pornești o afacere pe cont propriu. După amiază, relaxează-te acasă. Vărsător, sunt posibile amânări ale unor călătorii. Se pare că trebuie să te ocupi doar de treburile în apropierea casei. Pe de altă parte, se va aduce în discuție bagajul tău educațional. Ar fi bine să te gândești la reluarea unor studii. Pești, va trebui să achiți facturi restante. Totul depinde de tine să gestionezi corect resursele materiale. Tentația de a cheltui totul numai pentru nevoile tale îți poate aduce neplăceri în toate tipurile de relații. Ține cont și de ceilalți. Ne vedem peste o oră, să aveți o dimineață minunată! Mulțumim, Amalia!